televiziunea națională. Televiziunea națională care a luat aceeași linie, aceeași politică editorială ca și holdingul criminal al lui Plahotniuc. În ultima perioadă de timp ați observat probabil cum televiziunea națională manipulează de aceeași manieră ca și canalele toxice plătite la fel ca și televiziunea națională din banii noștri, doar că aceștia au trecut prin buzunarele lui Plahotniuc după furtul miliardului, după spălătoria mafiei rusești, după atacurile Raider, după toate crimele la care s-a dedat mafia imobiliară, inclusiv cea din